pe doamna secretar să ne spună dacă avem vorum pentru ședință. Sunt prezent 13 consilieri, este întâlnit vorum legal. Mulțumesc. După cum știți, pe ordinea de zi avem 10 puncte. Dacă îmi permiteți, da, domnul președinte, aș vrea să, cu acordul dumneavoastră, să scoatem punctul 9 de pe ordinea de zi, punctul care privind aprobarea modificării anexei, privind numărul privind modificarea listei de investiții și transmiterea la Comisia de Avizare a Împrumuturilor a acestei liste de investiții, întrucât se va propune la ordinară acest lucru și nu mai este necesar astăzi. Trebuie făcută procedura prima dată să facem economiile, să avizăm la finanțe economiile la buget și apoi să cerem în comisie. Totodată aș dori la punctul 2 de pe ordinea de zi să diminuăm valoarea proiectului, proiectul european modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu, dat fiind faptul că 5 străzi nu am reușit să intabulăm aceste străzi și să avem și documentul care să ateste intabularea lor. Este vorba de pietonala Gării, Bulevardul Independenței, Aleea Plantelor, Portului și Unirii, un tronson care avem o problemă de litigiu și nu o putem intabula. Drept urmare, valoarea proiectului nu este de 20.654.571,51 de lei. Se modifică la 18.371.869,16 lei, inclusiv TVA. Totodată vreau să includem pe ordinea de zi două puncte suplimentare. Punctul numărul 1 privind aprobarea contractului de achiziții de servicii de consultanță necesară întocmirii documentației pentru procedura de vânzare a acțiunilor deținute de municipiul Giurgiu la APA Service și cel de-al doilea privind achiziții de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul cu Tribunalul Argeș. Pe scurt, aș vrea să vă spun, am fost chemați în judecată de către Girexim să repunem pe rol hotărârea privind taxa de salubritate. Ori noi în ședința ordinară vom aproba taxa de salubritate nouă în condițiile legii, nu în condițiile în care era hotărârea privind contractul de delegare. Acestea fiind modificările pe care le propunem, vă rog să continuați. Mulțumesc, domnule primar. Supun votului ordinea de zi cu modificările precizate de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Unanimitate pentru. Punctul 1. O secundă. Privind hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF Perdali și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul consilier, spuneți. Funcționează, dar vorbiți mai tare, cred că nu se mai aprind. Nu cred că funcționează. Vorbim, aș vrea să știu și eu, că eu sunt un totul de acord cu trecerea la faza cu LED și așa mai departe, dar obiectivul investițional, în baza raportului de oportunitate, va face și anumite economii. Practic, în cât timp și cine este persoana care va fi responsabil de proiect și de achizițiile necesare, astfel încât să nu avem cine știe ce chinezării LED-uri și să le schimbăm mai des decât perfecturile pe care le schimbăm astăzi. Și cine este responsabil? Da. Este un proiect care se depune pe axa 3.1C din programul operațional regional. Condiția de bază în depunerea și eligibilitatea proiectului este ca economia să depășească 72%. Asta înseamnă că 50-55% se realizează economie prin tehnologia LED. Diferența este prin managementul iluminatului. Cum vă spuneam și la ședințele precedente,
Există un caiet de sarcini, există o documentație de atribuire. După cum observați, valoarea este peste 4 milioane de euro. Asta înseamnă că va fi o licitație PSAP. Vor veni, zicem noi la momentul acesta, firme care să corespundă acestor cerințe obligatorii, adică 72% să realizeze această economie, ea să face, deci cuantificarea să face electronic, tot acest sistem funcționează electronic, deci nu trebuie să stea cineva să vadă cât, ce și cum. Da, da, da. Drept urmare, este o oportunitate de a depune acest proiect. Termenul este 18 august, de aceea a fost nevoie de această ședință extraordinară și avem speranța că la licitație vor veni firme serioase și vor câștiga licitația, pentru că nu poți să influențezi. Poate să aducă chinezării, dacă corespund cerințelor. Am înțeles, dar numai să fim foarte atenți la caracterul de sarcini și la garanțiile lui. Practic, să fie implicit economia în 70-70%. Dacă nu realizăm economie, dăm banii înapoi. Deci și firma respectivă este pasibilă de penalități. Deci. Mulțumesc frumos. Bun. Mai dorește cineva? Supun votului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineți, unanimitate pentru. Dacă îmi permite să se conțeleze, vă rog ca să zic și doamna consilier Ciulea cu Mirela. Eu sunt în pași. Am fost și aici. Continuăm. Punctul 2. Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu și a cheltuielilor aferente implementării proiectului. Raportul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Punctul 3. Hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea ansamblu străzi situate în zona 1 a municipiului Giurgiu și a finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări ce revin municipiului Giurgiu pentru înscrierea în Programul Național de Dezvoltare Locală 2016-2020. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Punctul 4. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții modernizare carosabil strada Muntenia. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Punctul 5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții reconfigurare zona adiacentă blocuri A1, A2, A3, Bulevardul Decebal. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Punctul 6. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții modernizare carosabil alee adiacent bloc Nova Force. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Punctul 7. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții modernizare intrarea apusului și strada Clopotar, tronson 4. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate pentru. Punctul 8.
Hotărârea privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Giurgiu, înscrise în hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu, numărul 135/2608/1999, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu, numărul 76/16/05/2002, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Giurgiu, modificată și completată prin hotărârea numărul 273/29/07/2015. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru. Punctul 10. Hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru. Punctul suplimentar 1. Hotărâre privind aprobarea contractului de achiziție și servicii de consultanță necesare întocmirii documentației pentru procedura de vânzare a acțiunilor deținute de municipiul Giurgiu la SC Apa Service S.A. Giurgiu. Nu aveți raport, pentru că sunt suplimentare. Da. Direct, discuții, dacă sunt. Vă rog, domnul consilier. Domnul primar, am înțeles că, practic, se vrea vânzarea multor părți de acțiuni. Dar am dat cu practic legea 51 și mi-a spus și vreau să întreb public, să mă edific și eu odată întotdeauna, că acele acțiuni pot fi cumpărate de către ceilalți membri ai OAT-ului. Da. Nu de ceilalți membri ai OAT-ului, deci aceste acțiuni pot fi cumpărate doar de acționarii existenți în acest moment, cei 5 acționari care suntem, pentru că eram 6, dar așa... Și-a exprimat dorința. Trebuie să facem procedura. Noi am făcut o comisie formată din specialiști în primărie, consilier local și au declinat competența. Este un domeniu nou, nu l-au făcut niciodată și nu doresc să greșească această procedură de vânzare. Iar și pentru acest lucru, comisia care se ocupa de realizarea acestui regulament de vânzare și a tuturor procedurilor necesare vânzării de acțiuni și-a declinat competența și a spus că trebuie să luăm servicii de consultanță specializate în acest domeniu, drept pentru care astăzi aprobăm achiziția acestor servicii de consultanță, care să facă toată documentația de vânzare, să facă caietul de sarcini, să facă notificările, anunțul public, vânzarea și eventualele contestații. Am înțeles, dar practic noi nu știm dacă cineva dorește... Până nu scoți marfa pe piață și stabilești condițiile, nu poți să știi. Serviciul juridic de la Apa Service nu e în stare. Nu poate să facă serviciul juridic de la Apa Service, trebuie să facă acționarul. Acționarul este Consiliul Local, dreptul majoritar. Drept urmare, noi trebuie să facem acest lucru. Și încă ceva, practic, ca să edificăm și acest aspect. Am înțeles că mai suntem datori noi la Apa Service 11 miliarde de lei și ADPP-ul 17 miliarde, practic. Deci ADPP-ul poate să fie la masa credală datorii istorice și acolo se stabilesc prin masa credală? Puteți merge, da. Iar primăria are un grafic de eșalonare, pentru că au fost foarte multe lucrări suportate din bugetul local, inclusiv cheltuielile cu apa pluvială. Și au fost foarte mari. Noi avem un grafic de eșalonare, ne respectăm acel grafic, plătim acele datorii. Dar ceilalți acuză că practic nu ne-am respectat acel grafic de eșalonare. Nu au, ceilalți care? Ceilalți care? Cei din ADI. Din? ADI. N-are nicio treabă ADI-ul cu acest aspect. ADI-ul se ocupă doar de serviciu public. Doar de serviciu delegat. ADI-ul nu are competențe în administrare, nu are competențe în partea, eu știu, economică. Înțeleg. Și mai am o ultimă problemă asupra bazinului colector și apelor pluviale din zona Ramadan. Practic, ei contestă la un moment dat că investiția de acolo nu trebuia fi executată cu banii lui Apa Service, ci practic cu banii Consiliului Local. Care este adevărul? Adevărul este că operatorul regional, Apa Service, încasează bani pentru apele pluviale. Încasează bani foarte mulți, de ordinul miliardelor. 8, 10, 12 miliarde, depinde cum dă bunul Dumnezeu ploaie.
Drept urmare, încasând acest bani și făcând acest serviciu, el trebuie să-și facă și niște investiții. Că până la urmă apa aceea care este colectată de acest canal colector va fi plătită de municipalitate ca serviciu. De ce trebuie? El are un delegat un serviciu. Asta înseamnă că trebuie să-i facem noi munca, noi să-i punem la dispoziție tot și el să stea doar la capul locului la sfârșitul lunii și să taie chitanță ca plot. Nu mi se pare corect și nici pentru administrația orașului, nici pentru cetățeni, ca un operator societate comercială. Bineînțeles, în care noi avem acționariat majoritar. Dar nu mi se pare corect să încaseze bani de la populație fără să facă nicio investiție. Dar nu este pericolul ca autoritatea de management practic să intervină și să spună că suma care s-a luat din investiții. Nu există autoritate de management. N-are nicio treabă. Nu intră. Canalizarea pluvială nu intră în canalizarea menajeră. N-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Sunt niște nebunii ale unora care o țin lang, așa, dar nu țin pentru municipiu și pentru cetățenii orașului. O țin palor așa, să fie gică contra. Vă mult. Mulțumim, domnule primar. Continuăm. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Avem o abținere. Punctul 2 suplimentar. Hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil numărul 4381/109/2018 pe rolul Tribunalului Argeș. Nu avem comisii. Nu avem, da. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trei abțineri. Două. Ok. Și atât. Mulțumim. Ședința... Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs din concedii de unde am venit. E bine că depunem acel proiect european. E bine că aprobăm indicatorii pentru anumite lucrări. Sper să nu mai fiu nevoit să vă chem în concediu, dar chiar era nevoie. 18 era ultima zi și... Era chiar de urgență.